Noi suntem Dana și Claudiu de la The Slow Travel Experience și din iunie 2020 călătorim și locuim în camperul nostru pe nume Giovanni. Viața pe drum ne-a învățat multe lucruri. Privim și acum necunoscutul cu teamă și entuziasm, dar teama s-a mai diminuat. Când mergi pe drumuri pe care n-ai mai fost, nu știi dacă vei rămâne blocat între două case din cauza că GPS-ul a ales un traseu nepotrivit pentru dimensiunile lui Giovanni, dar știi că la capătul lui se află destinația pe care ai ales-o. Și când descoperi locuri ca cele pe care le-am găsit noi în sudul Cretei, ai, încă o dată, confirmarea că ai luat decizia potrivită, alegând acest stil de viață neconvențional. Am ajuns lângă plaja Preveli. Am găsit un loc de parcare după un drum absolut spectaculos. Am înnoptat aici seară, e o liniște totală, nu e niciun fel de trafic și așa, izolat și pașnic și deosebit de frumos. O să mergem către plaja Preveli cu mica ei pădure de palmieri, să vedem cum găsim drumul, ar trebui să fie o cărare de aici de unde ne aflăm noi, iar mai târziu vom merge către Trio Petra, care este în direcția opusă și cred că o să stăm aici câteva zile pentru că e prea frumos. What? Pe aici ar trebui să trecem? Să trecem noi. Serios? Și cum propui să facem lucrul acesta? Ok. Hai să închid camera și să văd ce reușesc și eu. Dacă nu, te întorci înapoi. Am reușit, dar e chiar instabil. Și mai trebuie să facem o dată treaba asta la întoarcere. Thank you.
Salutare! Salutare! Astăzi avem parte de vreme frumoasă și am plecat să explorăm plajele din împrejurim. Din partea de vest, față de noi. Da, acum suntem pe sudul Cretei și mergem spre vest. Suntem la plaja Schinaria, arată foarte deosebit, ca un bay, ca un golf și cu un nisip foarte plăcut. Da, nu are o parcare foarte mare, așa că pentru campere pe vară nu cred că e posibil, dar e foarte frumoasă. Drumul până aici este spectaculos, prin livezi de măslin și printre munții Cretei este chiar deosebit. Da, de fiecare dată spunem același lucru, dar e adevărat, Creta e foarte frumoasă și în interior, nu numai pe coastă. Și e foarte verde la momentul acesta și e o plăcere să mergi pe drumurile ei. Ne vedem la următoarea plajă! Calimera! Neața! Astăzi plecăm din acest loc minunat, unde ne-am simțit excelent. Am dormit 3 nopți aici, o liniște desăvârșită. E un loc unde să te regăsești, nu auzi decât valurile și corbii din munții de deasupra. Plecăm de la Marea Libiei, de pe coasta de sud a Cretei, unde ne-au plăcut cel mai mult Xerocambo, Sterța și locul acesta. Și ne îndreptăm către Hania. O să trecem și prin Retimno. Mergem pe partea de nord a insulei. Da. Deci ne luăm la revedere de la acest loc frumos. O să plecăm din nou pe drumul acela spectaculos pe care am venit și eu una de-abia aștept să revăd Hania. Retimno, capitala districtului cu același nume. Avem câteva ore la dispoziție să ne plimbăm pe străduțe și din cauza vântului, bineînțeles că nu vom putea povesti prea mult, dar suntem bucuroși că ne aflăm aici. Thank you.
Rethymno este centrul comercial și capitala prefecturii cu același nume și este situat la 80 de km est de Iraklio și 60 de km vest de Hania. Cu o populație de 20.000 de locuitori, Rethymno este unul dintre cele mai importante orașe ale Cretei și unul dintre cele mai frumoase, după părerea noastră. Orașul vechi, construit în jurul impresionantei fortărețe venețiene Forteza, își păstrează eleganța și arhitectura unică, cu frumoasele lui biserici, porți arcuite, fântâni turcești, grădini municipale, precum și clădiri venețiene. În duminica aceea, înnorată și vântoasă, părea că orașul e pustiu și nici nu ne așteptam să găsim deschis la patiseria lui Iorgos Hatsiparaskos. Și ce încântare să-l putem cunoaște pe acest artizan al Baclavalei și să-i ascultăm povestea spusă cu naturalețe și multă modestie. Aceasta este una din baclavalele pe care le-am cumpărat de la Rethymnos, de la Iorgos Hatsiparaskos, un artizan vestit în jucul baclavalelor, dacă se poate spune așa, și abia aștept să o încerc. E mai bună decât baclavaua pe care o faci tu? Să zicem că se apropie de cea pe care o fac eu, dar e mai bună decât altele pe care le-am mâncat.